Ilie Cioară, gândirea egocentristă. Gândul, reacția minții ce survine automat la a vieții provocare, insul de timp posedat, vede, ascultă și răspunde după condiționare, vechiul ce interpretează prospețime noitoare. De fapt, procesul gândirii e legat de centrul eu, într-o strictă dependență de întregul trecut al său. Aici se găsesc înscrise cunoștințe, informații, experiențe trăite și tot ce prin șir de vieți au fost de om întâlnite. Azi, acest conglomerat n-are în el realitate, căci cuprinde lucruri vechi în prezent neadecvate să dea un răspuns corect noutății permanente adusă de cursul vieții al mișcării imanente. Toată tragedia lumii din acest centru pornește, ce separă om de om prin felul cum se gândește, fiecare fiind măsura înțelegerii deșerte, lipsită de conținut ca și reale efecte. Gândirea egocentristă totdeauna e fragmentară. Eul, certă ficțiune, care veșnic se separă ca entitate distinctă prin procesul de gândire, omul în conflict cu el prin astfel de alcătuire. Ce ar fi de făcut cu ea? Am putea să o transformăm? Prin voință și efort nimic nu realizăm, căci aceste instrumente sunt din perimetrul său și atunci când intervin, întăresc propriul ego. Altă perspectivă nu-i decât dacă ea dispare și acest fenomen se înscrie prin simpla ei demascare. Când nu-i nicio așteptare ca motiv de împlinire, tot secretul-i simplitatea la această întâlnire. Golul psihic e umplut de altă minte fără margini, nouă, proaspătă, mereu și lipsită de imagini. În contact mereu cu clipa, ea transmite ce-i real, cum se derulează viața în cuprinsul ei global. Creier și celule noi sunt de acum folosite, vechile conexiuni faptic total azvârlite. În astfel de conjunctură nu mai sunt din disensiuni, armonia fiind făclie ce destramă întunecimi. Numai cu astfel de minte, de trecut eliberată, prin om toată omenirea află viața adevărată și cu ea pacea, iubirea, ne unește cu ce este într-un consecvent prezent unde sacrul se vedește.